sătulă să vadă țiganeala din Târgul de Vechituri de pe strada Aprodu Arbore în apropierea pieței centrale, conducerea primăriei a luat decizia de a muta acest business de tarabă în bazarul municipiului, departe de ochii lumii, sub pretextul că acolo vânzările ar putea fi mai ușor controlate. O altă discuție care a apărut din întâlnirea din ședința de dimineață a fost legată de mutarea comercianților de vechituri din zona Aprodu Arbore, Aprodu Purice, în bazar. Practic, noi acolo ne dorim un comerț modern, sigur că are farmecul său și acest comerț cu vechituri, însă din sesizările Poliției Naționale, a Poliției Locale și a populației municipiului Roman, se pare că în acest segment nu se vând doar obiecte de anticariat, ci din contră și-au locul tot felul de hoți până la urmă. Foarte multe sesizări mi-au venit că s-au furat din anumite depozite drujbe, bormașini, care au fost identificate ulterior în acest perimetru. Și am vrea să stopăm acest eveniment. Ba mai mult, acolo au loc și acte de comerț cu haine total improprii pentru acea zonă. E foarte plăcut și eu am fost de multe ori să văd, cel puțin în trecut când eram în bazar, acest comerț cu obiecte de anticariat, cu ferătanii vechi, dar nu cred eu că trebuie să transformăm străzile din municipiul Roman într-un comerț ambulant, total nepotrivit. Ba mai mult, cei care fac acest comerț nu au nici acte pentru acele mărfuri, pentru a face aceste tipuri de comerț, cred, și de aceea e mai bine să reglementăm această situație. În timp se va vedea în ce măsură această decizie de mutare a Târgului de Vechituri este una bună sau mai puțin inspirată, ținând cont de faptul că bazarul este peste mână și foarte puțină lume se va duce tocmai până în bazar pentru a cumpăra, de exemplu, o potcoavă. Oricum, o experiență asemănătoare a fost aceea eșuată când în urmă cu câțiva ani s-a decis ca vânzarea strugurilor pentru vin toamna să se facă la Dracul Praznic, în Obor, unde nu s-au dus nici producătorii, nici cumpărătorii, din cauza faptului că e mult prea departe.